astăzi este marcată Ziua Constituției Republicii Moldova. Legea supremă a țării a fost adoptată pe 29 iulie 1994, cu prilejul marcării celor 22 de ani de când documentul a intrat în vigoare. În capitală, la Palatul Republicii, a avut loc o ceremonie oficială festivă, la care a participat conducerea de vârf a țării, președintele Nicolae Timofti, speakerul Adrian Candu, premierul Pavel Filip, dar și Mircea Snegur, primul președinte al Republicii Moldova. La fel, printre invitați s-au numărat deputați, miniștri, conducerea și judecători de la Curtea Constituțională. Șeful statului Nicolae Timofti a menționat în discursul său că legea supremă garantează drepturile omului și că este o garanție a democrației. Nicolae Timofti și-a citit discursul cu greșeli și bâlbe, scuzându-se că este emoționat. De la 1 ianuarie 2017, patenta pentru activitatea de întreprinzător nu va dispărea. Însă, suplimentar la ceea ce e prevăzut de legislație, vrem să venim și cu unele condiții de muncă mai bune. În toamnă, acest proiect va fi aprobat ca până la sfârșitul anului să intre în vigoare. Declarațiile au fost făcute de Igor Dodon după ședința de azi a Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Comisia va crea un grup de lucru și va elabora un proiect de lege privind reglementarea activității de întreprinzător în bază de patentă. Proiect ce va avea la bază atât inițiativa autorilor, cât și conceptul propus de guvern, care a dat aviz pozitiv, a spus și Ștefan Creangă, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Reținerea la Kiev și arestarea lui Vyacheslav Platon a fost posibilă datorită relațiilor apropiate dintre Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședintele PDM și președintele Ucrainei, Petro Poroșenko. Afirmații în acest sens au fost făcute la o emisiune TV de către Andrei Năstase, liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Platon știe multe și a încercat să vorbească. Din această cauză, Plahotniuc a comandat arestarea lui. Este cunoscut faptul că Plahotniuc și Poroșenko se află în relații apropiate, că au afaceri comune. Mai spus Năstase, Vladimir Plahotniuc nu a venit deocamdată cu o reacție vis-a-vis de aceste afirmații. Procurorul anticorupție Adriana Bețișor, cea care a instrumentat cazul lui Vladimir Filat, ar putea fi stimulată cu diplome și insigne pentru succese deosebite. Pentru lucrul pe care l-a făcut, ea a fost remunerată cu salariu. Nu am abordat subiectul, dar tradițional, la ziua Procuraturii a Independenței, unul sau doi procurori sunt propuși pentru stimulare, a menționat într-un interviu pentru ziarul de gardă procurorul general interimar Eduard Harunjen. Acesta a mai spus că nu a fost la nunta lui Bețișor, la care aceasta a spus că a strâns 1 milion de lei. Când am făcut eu nuntă, în 1993, tot am primit 1 milion de cupoane, a precizat Harunjen. Despre casa în construcție cu 2 etaje de la Trușeni, care valorează cel puțin 100.000 de euro, a părinților Adriane Bețișor, un pădurar și o casnică, Harunjen a spus că Bețișor i-a raportat despre articolul în acest sens apărut tot în ziarul de gardă. A raportat, iar eu i-am spus să aducă acte, a făcut asta. Nu am văzut ceva ieșit din comun, a mai spus Harunjen. Menționăm că recent Comisia Națională de Integritate a spus că nu va verifica averea Adriane Bețișor, motivând că a fost verificată anul trecut și nu s-au depistat abateri. Renato Usat intenționează să expedieze un demers către Ministerul Transporturilor vis-a-vis de situația deplorabilă a autogării din municipiul Bălți, care se află în gestiunea instituției. Din cauza lipsei de fonduri din partea Ministerului, situația la autogară este una critică. Peroanele necesită reparații urgente, la fel trebuie modernizată și clădirea și teritoriul. Autogara trebuie să fie un obiectiv care ar înfrumuseța orașul. În loc de asta, degradează. Trebuie să le scriem o scrisoare deștepților de la Chișinău, a spus primarul de Bălți. Toate taxele percepute de la fiecare mașină care intră pe teritoriul autogării, care îl tranzitează sau parchează, ajunge la Ministerul Transporturilor, a spus și Vitalie Șaragov, șeful autogării municipiului Bălți. Regia Transportului Electric anunță din nou modificări de trasee ale troleibuzilor în legătură cu efectuarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Astfel, în zilele de lucru după orele 23 și în zilele de odihnă, pe tot parcursul zilei în direcția sectorului Botanica pe tronsonul strada Șciusev, Ciuflea și în direcția sectorului Buiucani, pe tronsonul strada Mitropolit Bănulescu-Bodoni, strada Mihai Viteazul, troleibuzele vor circula pe strada București. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru 1 euro a crescut cu 15 bani și costă 21,91 lei. Dolarul american are cotația mai joasă cu 2 bani, valorând 19,77 lei. Cu 4 bani s-a apreciat leul românesc, valorând 4,91 lei. Hrivna ucraineană are prețul neschimbat de 79 de bani și rubla rusească de 29 de bani.
Thank you.